Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebrul actor Halil Ibrahim a fost văzut ținându-se de mână cu logodnica lui avocat. Aceste imagini surpriză au avut un mare ecou în lumea revistelor. Aceste momente romantice ale lui Halil Ibrahim și logodnicei lui au stârnit curiozitate și entuziasm în rândul fanilor săi. Iată detaliile. Halil Ibrahim reușise să-și țină viața privată departe de vedere pentru o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, faptul că a fost văzut recent ținându-se de mână cu iubitul său a scos la lumină dragostea lor secretă. Aceste momente intime ale lui Halil cu logodnica lui avocat au fost surprinse de camerele unei reviste. Cei doi au fost văzuți făcând o plimbare romantică printr-unul dintre cartierele preferate din Istanbul. Momentele în care Halil și logodnica lui au mers mână în mână au fost o mare surpriză atât pentru fanii săi, cât și pentru lumea revistelor. Au fost multe întrebări despre iubitul lui Halil Ibrahim. Afirmațiile care circulau în lumea revistei au dezvăluit cine era iubitul ei. Logodnica lui Halil Ibrahim s-a dovedit a fi un avocat de succes. Acest eveniment surprinzător a provocat o mare agitație în lumea revistelor. Relația celebrului actor cu logodnica sa avocată a avut ecou pe scară largă în programele din reviste și pe rețelele de socializare. Fanii lui Halil Ibrahim au reacționat în diverse moduri la această veste surprinzătoare. În comentariile postate pe rețelele de socializare, fanii i-au urat lui Halil fericire, în timp ce unii au susținut că sunt nerăbdători să afle detaliile acestei relații. Proiectele realizate de Halil Ibrahim și logodnica lui au fost un motiv de curiozitate. Fanii lui Halil Ibrahim urmăresc îndeaproape rolul pe care îl joacă logodnica lui avocat în viața de afaceri a lui Halil și proiectele la care ambii vor participa împreună. Duoul organizase o ceremonie secretă de logodnă în ultimele luni. La această ceremonie au participat doar familia și prietenii apropiați. Detaliile ceremoniei de logodnă au stârnit o mare curiozitate printre fanii lui Halil. Emisiunile din reviste au început să vorbească despre această relație surpriză a lui Halil și logodnica lui. Comentariile și analizele făcute despre relația duoului pe ecranele de televiziune sunt urmărite cu interes de telespectatori. Halil Ibrahim a publicat prima sa postare despre logodnica lui pe contul său de socializare. Această postare a atras o atenție deosebită în scurt timp și a fost copleșită cu aprecieri de către fanii săi. Era curiozitatea de a afla cine era logodnica lui Halil Ibrahim. Se pare că logodnica lui, un avocat de succes, lucrează la una dintre cele mai importante firme de avocatură din Istanbul. Prieteni comuni ai duoului au făcut comentarii pozitive despre Halil Ibrahim și relația dintre logodnica lui. Prietenii lor au susținut că cei doi s-au înțeles foarte bine și au avut o unire fericită. Halil Ibrahim și planurile de viitor ale logodnicei sale sunt foarte așteptate de fanii lor. Declarațiile duoului despre modul în care își vor continua cariera și viața privată sunt urmărite cu mare interes. Halil Ibrahim a organizat o conferință de presă pe această temă și a făcut declarații fanilor săi și presei. Celebrul actor a făcut mărturisiri sincere despre relația sa cu logodnica sa. Acest eveniment surprinzător a stârnit un mare interes în lumea media. Jurnaliștii au început să urmărească îndeaproape relația dintre Halil Ibrahim și logodnica lui. Revistele de presă au adus această știre pe prima pagină a ziarelor lor. Planurile de nuntă ale lui Halil Ibrahim și logodnicei lui au fost și ele subiect de curiozitate. Declarațiile duoului despre când se vor căsători și detaliile ceremoniei de nuntă sunt așteptate cu nerăbdare de fanii lor. Presa s-a aliniat pentru a intervieva pe Halil Ibrahim și logodnica lui. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare declarațiile pe care duoul le va face în acest sens. Fanii au început mai multe campanii pe rețelele de socializare. fanii care doresc ca Halil Ibrahim și logodnica lui să împartă mai mult împreună au declarat că susțin relația celor doi. Noile proiecte ale lui Halil Ibrahim au fost și ele subiect de curiozitate după acest eveniment surprinzător. Fanii se așteaptă cu nerăbdare noi pași și proiecte în cariera celebrului actor. Revistele de presă au adus această știre pe prima pagină a ziarelor lor. Relația dintre Halil Ibrahim și logodnica sa a fost unul dintre cele mai discutate subiecte din ziare. Jurnaliștii au început să lucreze pentru a afla mai multe detalii despre această chestiune. Fanii ambilor actori continuă să trimită mesaje de susținere pe rețelele de socializare. Fanii spun că îi doresc lui Halil și logodnicei lui să fie fericiți și în pace. Fanii așteaptă cu nerăbdare proiectele la care Halil Ibrahim și logodnica lui vor participa împreună. Noi pași în cariera duo-ului continuă să rezoneze pe scară largă în lumea revistelor. Vestea despre relația dintre Halil Ibrahim și logodnica lui este urmărită îndeaproape în lumea revistelor. Declarațiile pe care duo-ul le va face și pașii pe care îi vor face sunt așteptate cu nerăbdare de fanii lor. Apariția lui Halil Ibrahim și a logodnicei sale avocat ținute de mână a creat un mare ecou în lumea revistelor. Relația celor doi este urmărită îndeaproape de fanii lor și de membrii presei. Declarațiile pe care Halil Ibrahim și logodnica lui le vor face și pașii pe care îi vor face vor continua să aibă un ecou larg în lumea revistelor. Se pare că faptele din spatele acestei știri surprinzătoare vor deveni mai clare în zilele următoare. Pascali.